Zice românul, s-a întâlnit graba cu zăbaba. Da. Ei, Bucureștiul ăsta... Da. E un formicar. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. De ce? Împăratul Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindenești toate legiunești, vizi El bunătăților, zărături de viață, miște să lășuiești pentru noi și ne curățește-ne de toate legiunea și mântuiește Duhul sufletului noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioasă Părinte, binecuvintează. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, Cel ce ne înțelepțește pe noi și ne luminează, cu al Zohar și a Sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine ați devenit, fiți. Orice îi spune, oriunde te-ai duce, oriunde l-ai pune, El rămâne un călugă autentic. E născut să fie călugă. Bine, pe lângă Părintele Tit, am cunoscut foarte mulți părinți călugări, Părintele Nicodim și alți părinți, majoritatea primii duhovnici, un singur duhovnic la o preot de vin. Și restul mai părinți călugări. Așa că, Părinte David, sunteți veniți aici într-o familie în care noi iubim pe călugări. Și a fost o perioadă în care era o falsă percepere că preoții de vin nu s-ar înțelege cu preoții călugări și invers, nu s-ar accepta. Este fals. Nu are nicio legătură una cu alta. De aceea știți foarte bine că mulți dintre noastră mergeți în pelerinaje și vă păziți la mănăstiri, dormiți la mănăstiri, în case, la mănăstiri și vă place foarte, nu se vedeți în mănăstirile noastre și în alte mănăstiri, în altă parte. Și că misiunea anul acesta, știți, este dedicată misiunii parohiei și mănăstirilor în viața credincioșilor. De aceea, Părintele David, care a mai fost odată în mijlocul nostru, ne mai împărtășește câteva impresii despre acest lucru. Știți foarte bine că noi, prezența noastră este cum este pe aici, dar avem o prezență tehnică care ajunge la mii de auditori. Am avut odată o seară în care a fost în direct și am avut 27.000 de oameni care ne-au privit în clipa aceea, serile noastre duhovnicești.
E și o comoditate, e adevărat, că acum dacă tehnica asta ne-a permis așa ceva, dar noi trecem peste acest lucru și mergem mai departe, mergem cu Duhul, așa că sunteți prezent în fața mii, a mii de oameni. Să rămânăm încă o dată și bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și îmi cer scuze pentru întârziere. Îmi place să nu mă las așteptat. Dar se mai întâmplă câteodată și lucrul de genul acesta. Tema de astăzi este o temă generoasă pentru un monah, pentru că este ceea ce el reprezintă în sine. Dar în aceeași măsură este o temă și dificilă. Dificilă atât pentru un monah, pentru că un monah trebuie să vorbească despre ceea ce îl reprezintă, în aceeași măsură este dificilă și pentru înțelegerea dumneavoastră. Pentru că totuși lumea monahală poartă în sine așa un fel de mister. Și nu toate lucrurile sau tot ceea ce simbolizează viața monahală, tot ceea ce reprezintă ea pentru viața bisericii noastre, este de înțeles pentru fiecare dintre noi. Ceea ce trebuie să știm legat de această temă este că viața monahală nu este ceva în afara bisericii. Ea face parte și este parte integrală din biserica noastră ortodoxă de când este biserica înființată de Mântuitorul Iisus Hristos. Poate o să vă pară ceva straniu pentru că auzim că Sfântul Antonie cel Mare apare ca primul anahoret și cel care organizează pentru prima dată o comunitate monastică abia în secolul al IV-lea. Însă nu putem să legăm monahismul ca parte integrantă a bisericii, după cum spuneam, decât de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că altfel riscăm să punem și să ducem lucrurile în altă parte. Să le întemeiem pe puterile neputincioase ale omului și nu pe ceea ce reprezintă cu adevărat desăvârșirea în viața creștină. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, scriam eu altă dată într-un studiu, este chipul desăvârșit și slava monahului. Este chipul desăvârșit și slava monahului pentru că, în primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos a fost un monah, să zicem așa. Mântuitorul Iisus Hristos, cel care a trăit în ascultare desăvârșită de Tatăl cel Ceresc, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, după aceea a trăit în desăvârșită curăție și în aceeași măsură în desăvârșită smerenie și sărăcie în aceeași măsură. Pentru că Fiul omului, spunea Mântuitorul Iisus Hristos, n-are unde să-și plece capul în timp ce vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Deci, iată așadar Mântuitorul Iisus Hristos ca model desăvârșit pentru un monac. Însă observăm, dacă ar fi să facem un scurt istoric în câteva minute, că atunci când monahismul se organizează în forma pe care noi o știm astăzi, este un fel de răspuns ca să mă înțelegem la ceea ce însemna la vremea respectivă, mai ales după libertatea pe care Biserica o primește după Împăratul Constantin cel Mare, este un răspuns, dacă vreți, la laxismul prea larg a tot ceea ce se întâmpla în Biserică. Nu mai era comunitatea dintr-un început. Comunitatea, modelul comunității din Ierusalim, a bisericii din Ierusalim, modelul bisericii desăvârșite, unde totul era în comun și unde fervoarea creștină era cea pe care o trasase Mântuitorul Iisus Hristos pentru povăduirea Sfinților Apostoli. Și de aceea, ca un răspuns
la această denaturare a vieții creștine până la urmă, pentru că este o îndepărtare de la adevăratele principii ale vieții creștine autentice, unii dintre creștinii vremurilor respective nu și-au mai găsit locul în biserică, în biserica ceea ce noi înțelegem până la acea vreme, biserica și formele ei de viețuire, și atunci se retrag în pustie. Poate ar fi să ne întrebăm înainte de a răspunde și a intra în însăși tema noastră, pentru că nu putem să înțelegem această temă dacă nu răspundem la o întrebare. Care este scopul vieții monahale? De ce acești creștini și-au luat, cum ar zice românul, lumea în cap și s-au dus în pustie? E aici găsim o multitudine de răspunsuri la Sfinții Părinți în general și mai ales la Părinții Filocalici. Mie mi-a plăcut ceea ce ne învață într-un cuvânt un sfânt mai nou, Teofan Zăvorâtul, și care spune în felul următor, că monacul duce cu sine în pustie sau în mănăstire firea cea căzută, firea adamică, ca să o desăvârșească în Hristos și să pună voința sa sub voința Mântuitorului Iisus Hristos, sub voința dumnezeiască. Adică să reitereze în viața sa ceea ce fusese Adam înainte de căderea sa, în comuniunea desăvârșită a sa cu Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, iată, observăm că monacul este un om al lui Dumnezeu, sau cum ar fi spus Sfântul Ioan Gură de Aur, este omul afiorisit, adică omul dăruit lui Dumnezeu. Și dăruirea aceasta nu face dintr-un motiv exterior, adică că nu-și mai găsește locul prin lumea aceasta, ci tocmai pentru dorința de a desăvârși, de a-și desăvârși viața sa, pentru ca apoi să o pună în slujba celor mulți. Deci ea, monahismul are două dimensiuni în forma lui. Are o dimensiune interioară, monahismul ca viață plenară în Hristos, deci are această dimensiune interioară prin care omul trebuie să-și curățe sufletul său și același Teofan Zăvorâtul are o carte din punctul acesta de vedere intitulată Viața lăuntrică. Cum? Care răspunde la această întrebare, cum trebuie să facă monacul să ajungă la această desăvârșire lăuntrică interioară? Și dimensiunea aceasta interioară nu se referă decât la starea lui. Și nu la starea cu semenii săi. Pentru că există și o dimensiune exterioară. Și presupune mai întâi de toate o curățire a omului de patim. A monacului care duce în pustie firea cea căzută, cum ar fi spus părinții filocalici, pe tărâmul diavolului, în altă parte se dă bătălia, pentru că de la Sfântul Antonie cel Mare se știe că pustia era privită ca locul diavolului. Acolo erau cele mai crâncene lupte duhovnicești între aceștia anahoreți, pusnici și între călugării care căutau cu adevărat să viețuiască duhovnicești. Și de aceea, părinții, când veți lua o carte de spiritualitate ortodoxă, veți vedea fuga de lume ca o sintagmă la mare înălțime din punctul acesta de vedere al nevoii de desăvârșire interioară. Fără fugă de lume, nimeni nu se poate mântui. Așa ne învață Mântuitorul Iisus Hristos prin gura Apostolului. Ieșiți din lume și deosebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți. Să nu presupune o fugă de lume în sensul în care ne luăm un cort sau ne facem o colibă pe un vârf de deal, pe un vârf de munte sau într-o peșteră și ne izolăm acolo. Ci fuga de lume presupune ceva mai mult.
supune acea curățire interioară a omului, a sufletului și presupune fuga de ceea ce este rău în lume, de păcat. Aici, în pustie, se dau sau în mănăstire cele mai crâncene lupte cu păcatul. Și de aceea, monacul este fără îndoială un om al luptei cele interioare. Însă și slujba de consacrare a unui monac, pentru că nu este o taină, dar privită ca o taină de mulți dintre părinți, are în sine această componentă atunci când îi se dă unui monac veșmintele monahale pe care dumneavoastră le vedeți, are această componentă a armelor pentru care se îmbracă un luptător, un ostaș. Și nu aș dori aici să le descriu, pentru că nu mai avem timp de misiunea monahală. Deci iată această luptă interioară pe care și dimensiunea interioară pe care o are fuga de lume. Dar în aceeași măsură descoperim și o dimensiune exterioară. Un acum nu rămâne, nu este un egoist care se duce în pustie și rămâne acolo sau în mănăstire, în liniștea mănăstirii și nu-l interesează de nimic ceea ce se întâmplă dincolo de porțile mănăstirii. Și el își pregătește această curățire a minții, a sufletului său, se desăvârșește pe sine tocmai pentru a fi de folos celorlalți din lume. Și de aceea părinții au văzut această fugă de lume pe de o parte ca o îndreptare a omului spre Hristos, ca o necesitate din acest punct de vedere, dar în aceeași măsură o întoarcere către Hristos. Într-un sens, nu lucrează, să știți, un monac la drumuri paralele. Și noi avem niște pe două drumuri paralele. Ci este, sunt cele două extreme, am putea să le spunem, ale aceluiași drum. Chiar dacă monacul se duce în mănăstire sau se duce în pustie, el se întoarce permanent către lume. Și se întoarce pentru că adevărata dimensiune a vieții creștine este dragostea. Să știți că un om fără dragoste, fără iubire, nu poate să se mântuiască. Ori în această dragoste se cuprinde nu numai grija pentru mântuirea sufletului nostru. Pentru că un om trebuie să știți, poate vă spun așa ceva ce șochează, un om trebuie să aibă și dragoste de sine. Și dragostea asta de sine, să știți că nu este ceva egoist. Ea se concretizează în permanenta grijă pentru mântuirea sufletului. Dar în aceeași măsură se manifestă și în dragostea față de ceilalți din jur. Și atunci am putea să găsim aici mai multe moduri de misiune pe care monahismul le are în viața lumii de astăzi. Sigur, nu am să intru în foarte multe detalii, pentru că am să mă opresc doar la două lucruri. Sigur, putem să vedem ce înseamnă dimensiunea culturală sau misiunea culturală a vieții monahale. Iată că am luat așa ceva la voi întâmplări. Noi nu mai știm bunare astăzi că termenul de cultură, cult, și așa mai departe, derivă, de fapt, din ceea ce înseamnă dimensiunea liturgică a slujirii bisericii. Cultura este lucrul cel mai de preț pe care omul îl închină lui Dumnezeu. De aceea este indispensabil lucrată sau legată de ceea ce noi numim cultul bisericii, adică slujirea lui Dumnezeu, da? Doxologia lui Dumnezeu.
lauda lui Dumnezeu pe care trebuie să o aducem în toate dimensiunile vieții noastre. Și acest lucru nu se face în afara slujirii noastre. De aceea, în primele veacuri creștine și creștinii și după aceea imediat monahii s-au luptat nu să dea lumii o cultură creștină, ci s-au luptat mai mult să apere dreapta credință de ceea ce era rău. Treptat, treptat însă, monahii au înțeles că nu vor putea să schimbe lumea decât atunci când vor încerca să dea lumii și pârghiile de care are nevoie. Și știm bine că mănăstirile au fost focare de cultură. Dacă este să ne gândim la istoria poporului nostru. Școala se dezvoltă în tinda bisericii, iar mănăstirile aveau cele mai bune școli. Este știut atât în Răsărit cât și în Apus, că călugării erau cei mai buni profesori. Dacă aș fi să dau un exemplu, trebuie să știți că Academia din Constantinopol, după modelul celei din Atena, fundamentată pe elementul păgân, această Academie creștină avea în programa ei de studiu vreo 31 de discipline. La vremea respectivă. Și sigur că majoritatea profesorilor care predau erau călugării. Dar nu aceasta este important. Putem găsi elemente ale dimensiunii culturale în istoria monahismului și în istoria bisericii. Ceea ce ar trebui să vedem astăzi și noi monahii, dar și dumneavoastră creștinii, că astăzi trebuie să luptăm pentru reîncreștinarea culturii. După cum putem vorbi de o reevanghelizare, ei vă spune Părinte, 95-97% s-au declarat acum, câteva săptămâni, într-un nou din acesta sondaj, cred în Dumnezeu. Ce vorbești dumitare aici? De reîncreștinare. Sunt mari probleme la nivelul acesta, iubiți credincioși, de percepere a lucrurilor. Când au fost întrebați însă cu altă întrebare, cine este pentru voi Mântuitorul Iisus Hristos? Vreo 36, nu știu cât la sută au spus că este Dumnezeu. Este au găsit tot felul de răspunsuri și tot felul de justificări. Ei putem vorbi sau nu putem vorbi de o reevanghelizare. Pentru că Evanghelia cu ghilimelele de rigoare pe care o înțeleg unii dintre confrații noștri, nu este adevărata Evanghelie. Nu este adevărata învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Și de aceea, pe lângă reevanghelizare, putem vorbi astăzi și de reculturalizare. Adică reașezarea unei societăți pe temeliile ei creștine. Pentru că tot auzim astăzi de secularizare, de separarea bisericii de stat, de atât și atâția termeni odată cu integrarea noastră în neam. Că nu ne-am integrat în altă parte. Și nu ne integrăm, să știți, în altă parte. Ne dizolvăm de fapt. Și această identitate creștină avertiza un mare teolog al secolului 20, Teodor Mehopescu, un laic. Lucrurile stau în așa măsură încât creștinismul nu mai este o componentă nici a culturii, nici un mod de a trăi de fiecare zi sau de fiecare clipă al creștinului. Și de aceea trebuie să vorbim de lucrurile acestea. Și erau, țineți bine minte, se vorbea despre lucrurile acestea acum vreo 70 de ani, nu? Nu doar în contextul comunismului care înflorea la vremea respectivă, ci și în contextul secularizării a cărei roade în Apus, în Occident, începeau deja să se vadă.
Noi oarecum suntem niște privilegiați din acest punct de vedere, pentru că iată avem această experiență negativă a Occidentului și putem să mai salvăm câte ceva. Ori din punctul acesta de vedere, fără îndoială, că aici și monahismul este chemat, și nu numai monahismul, ci întreaga biserică, la reculturalizarea unei societăți. Și lucrul acesta nu-l putem face așa de ușor. Pentru că, vedeți, și monahismul trece astăzi printr-o mare criză. Și criza prin care trece monahismul nu este legată de, doar de problemele materiale. Că nu avem cu ce să facem cultură, cum spun politicienii noștri de dimineață până seara. Nu avem bani pentru aia, nu avem bani pentru aia. Nu acestea sunt adevăratele motive, ci este o criză interioară. Mult mai periculoasă decât toate celelalte. De aceea, lucrul acesta al reculturalizării ține în primul și în primul rând de înțelegerea noastră identitară. Trebuie să știm în primul rând de unde venim și unde ne duce. Și ca monahi în mănăstire, și în aceeași măsură cum sunteți dumneavoastră creștini în lume. Dacă ți s-a stricat busola, nu mai știi de unde vii și unde te duci. De aceea, dimensiunea aceasta culturală este și ea foarte importantă. Și monahismul are mult de făcut aici, dar spuneam, din păcate, trecem și noi monahii printr-o criză. Și criza aceasta este, în primul rând, a vocațiilor. Noi am, cred, după părerea mea, am greșit după 90, făcând atâtea mănăstiri precum ciupercile după ploaie. Știți, când vine câte o ploaie din aia abundentă, apar ciupercile și la o primă căldură din aia puternică, le vezi cum s-au trecut, imediat. Deci nu s-a zidit întru totul pe niște temelii foarte solide, pentru că nu poți să faci dintr-o sută de mănăstiri, în câțiva ani de zile, 200 de mănăstiri, mai ales că nici acele 100 nu erau bine pregătite și nu ieșiseră bine dintr-un război ca acela pe care l-am dus în perioada comunismului. De aceea, Părintele Parov spunea bine, prima și primul motiv, primul și primul motiv al acestei crize ține, în primul rând, de vocațiile monahale. Și vocațiile monahale nu mai sunt, sau sunt din ce în ce mai puțin. Pentru că, în primul rând, nu mai sunt copii. Nu mai naștem copii. Vin foarte mulți tineri care vor să intre în mănăstire și care se plâng că nu reușesc să îi lămurească pe părinți. Și încep șuroaiele de lacrimi. Pentru că un astfel de copil devine un fel de boț de aur la care îl ții acolo, pui undeva, la icoană și te închini la dânsul. Și tragedia este mare când se mai întâmplă ceva. Sigur, în cazul plecării la mănăstire este un lucru benefic. Spunea Sfântul Paisia Ghioritul, canonizat de curând, că era în zona lui, de unde provenea el din Grecia, era un bun obicei că atunci când cineva pleca la mănăstire, tot satul se bucura, întreaga comunitate. Are cine să se roage pentru satul nostru. De acum înainte. Ei, iată probleme. După aceea sunt alte probleme legate de această criză identitară, chiar a monahismului. Un acru nu-și mai găsește rostul lui pentru că este afectat de ceea ce se întâmplă în lume. Și nu este cazul numai a monacului, ci și chiar a tuierului de mir. Eu vedeam lucrul acesta când eram duhovnicul candidaților la hirotonie. Și stăteai pe câte un dosar, pentru că de multe ori hirotonim dosare și nu oameni, ce să faci cu un astfel de tânăr? Pentru că vrând nevrând, societatea în care trăiește își pune amprenta pe dânsul. Ca să nu spunem că îl denaturează, îl deformează. Ori când vine la slujire, trebuie resetat. La 180 de grade. Este cel mai greu lucru pe care
trebuie să-l facă un stareț în mănăstire și trebuie să-l facă biserica în cazul unui preot. Lucrul acesta se întâmplă de multe ori și în perioada de cercetare duhovnicească, de noviciat în mănăstire sau de teologie atunci când ești teolog și ai optat pentru acest lucru. Dar în foarte multe lucruri nealtoite în viața noastră. Și atunci ce să cer? Majoritatea stariților de astăzi se plâng din acest punct de vedere că nu au ce face cu majoritatea celor care pășesc pragul mănăstirii. Pentru că viața monahală este diametral opusă vieții de lume. Și este foarte greu să-l faci pe un tânăr de astăzi să înțeleagă. Altădată lucrurile stăteau mult mai simplu, erau mult mai apropiate. Era în tot ceea ce însemna trăirea în societate Duhului Hristos. Cultură, viața noastră de zi cu zi, în viața cetății în general. Or, lucrurile acestea prin separare de care vorbeam, iată că sunt din ce în ce mai greu de realizat. Da, am putea să vorbim poate și de dimensiunea socială și filantropică a unei mănăstiri. Astăzi se simte lucrul acesta mai mult ca oarecând, pentru că lumea este săracă. Și dacă ar fi să-l cităm pe Dostoievski, din Frații Karamazov, discuția dintre Ivan și diavol. Ce-i reproșa diavolului Hristos? Parafrazând ispitirea din pustia Carantaniei. Ei ți-au cerut pâine și tu nu le-ai dat. Astăzi, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, să știți că mulți dintre cei din lume au nevoie și de pâine. Dar în cazul monahismului, vă vedea că lucrurile stau un pic diferit. Care pâinea pe care poți să ofere monahii? Deci, din punctul acesta de vedere, se pot face multe. Dar nu se poate substitui nici mănăstirea, nici biserica în ansamblul ei de ceea ce are de făcut un stat, cum este al nostru, irresponsabil. Așa se numește. Din toate punctele de vedere. Aruncând de dimineață până seară pisica în gura, în curtea bisericii și spunând, da, nu vedeți ateii și asta, dar biserica nu face nimic. Are mai mult venit decât McDonald's-ul, ca și cum am putea compara biserica cu McDonald's, o firmă privată. Dar ei ce fac de 25 de ani? De ce nu fac azile, orfelinate, spitale, școli? Fură toți banii, jefuiesc totul și aruncă în gura sau în curtea bisericii. Să ne dea o școală, să ne dea nouă. Să ne dea nouă banii. Nu, nu. Să ne dea și banii și... Că le facem noi, dacă ei nu sunt în stare. Deci nu acesta este scopul nici al mănăstirii, nici al bisericii în ansamblu. Rânduială că, dacă e să apelăm la istorie, biserica a avut astfel de preocupări și nu mai facem aici apologia vasiliadelor Sfântului Vasile cel Mare, un călugăr. Nu le mai facem, pentru că spune Sfântul Grigorie de Nazianz, prietenul și cel care i-a scris și viața, într-un sens în care a ținut acea celebră omilie la mormântul Sfântului Vasile și spune că a făcut în așa fel încât lângă Cezareia era o cetate lângă cetate, cetatea celor suferinți. De aceea spun că trebuie să le oferim și pâine celor care pășesc poarta mănăstirii. Și ospitalitatea monahală este recunoscută din acest punct de vedere. Însă să nu cădem în altceva. În ceea ce spunea, pentru că aceasta este mentalitatea catolică, eu o cunosc foarte bine. Cardinalul Christopher von Schönborn, care spunea într-o carte, Oameni, Societate, Biserică, că monahismul are o mare misiune astăzi. Socială. Și m-am minunat și eu de unde a găsit-o pe cea socială
și n-am găsit-o pe cea duhovnicească despre care vom vorbi noi în seara asta. Știți de unde? De la mentalitatea lor tipică evului mediu. Biserica trebuia să stăpânească totul și mai ales să țină foarte bine societatea în mâinile ei. Acolo era statul. De aceea nu era niciun fel de diferență. Când vorbim de stat, papal a spus tot. Dar răspunsul ne-l dă același Sfânt Paisia Ghioritu. Știau catolicii care s-au dus la dânsul, doi arhitecți de la Roma, care au spus, zice, de ce, părinte, stai aici, dumitale, în vârful acesta de munte și nu ieși să faci dumitale misiune socială? Că doar așa se spune, că monahii sunt farul călăuzitor. Citându-l, desigur, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, el spune că monahii sunt farul călăuzitor al lumii. Și ce, de ce stai aici? Și atunci Sfântul Paisie, în stilul lui umoristic, le răspunde în felul următor. Zice, știți ce ați vrea voi să faceți din mine? Să faceți un fel de felinar la colțul străzii? Între multele felinare care sunt în oraș. Păi dacă monahismul este far, farul stă sus, la înălțime, și ghidează și îndrumă pe toți cei care sunt pe mari. Îndrumarea aceasta, din punct de vedere al vieții sociale, nu ține doar de partea aceasta materială. Ei, v-am spus, este și ea foarte importantă. Însă eu nu insist asupra ei. Pentru că părinții ne învață un lucru mai ales legat de monahism. Monahismul, când face misiune, nu se integrează în programe europene, fonduri de nu știu unde mai vin ele și așa mai departe. Deși sunt aceștia și acestea. Sunt bune și ar trebui ca în papate. Dacă se poate. Desigur. A văzut și scopul. Pentru că cei bărbați în care veți merge în Athos, călugării de acolo care încă mai țin standardul vețuirii monahale autentice sus, tocmai de acest lucru se a devenit un fel de turism, un fel de comerț în acesta peste tot. Și același cuvios Paisia Ghioritu se contraria într-o zi cu un călugăr din acesta, mai modern, care înțelegea pârghiile vieții sociale și care se duce la el și, văzându-l cum părintele dădea o metanie, zice, aaa, dumitale, nu faci bine ce faci. Păi cum așa? Zice, păi eu, zice, dacă vindeam asta, luam 500 de drahme. Și zice, și ba, chiar și mai mult. Că uite, zice, arunci ața, bucata asta de lână, zice, o tai de acolo, eu îi fac așa. Zice, iată spiritul comerciant. De a te integra în ceea ce înseamnă acapararea a cât este mai mult. Ori aici nu trebuie să înțelegi. Că, din păcate, spiritul acesta intră în mănăstire și obosește nu numai pe cel care dorește să trăiască duhovnicești, ci obosește și pe cel care vine. Pentru că nu te mai poți adăpa dintr-un izvor atâta vreme cât este tulbure. Așa este și cu viețuirea monahală. Dacă călugării dintr-o mănăstire înțeleg viața numai într-o dimensiune din aceasta a socialului, păi atunci, și sau economică, sigur, atunci nu mai înțelegem nimic din ceea ce înseamnă rostul monahismului aici, pe pământ. Când un călugăr lasă psaltirea și trece pe bloc, îi spune că face misiuni. O fi. Dar cui folosește această misiune? Misiunea de genul acesta aparține fără îndoială parohiei. Parohia trebuie să apeleze la toate aceste mijloace, că lucrurile ar trebui să-și mai vadă de pravila lui.
Pentru că atunci când intri într-o mănăstire și vezi antena deasupra crucii, nu mai știi la ce să te închini. La Sfânta Antenă sau la Sfânta Cruce. Și să știți că am să mă pun să fac o statistică, să văd câți călugări au în internet. Telefoane nu mai vor. Toți. Pentru că, din acest punct de vedere, este o mare provocare. Știți ce facem cu aceste telefoane sau cu internetul și asta? Nu e numai pentru călugări o mare provocare sau o mare ispită, ci și pentru dumneavoastră, creștinii din lume. Introduci tot răul lumii în sufletul tău. Stai dincolo de zidurile mănăstirii, în cetatea cea salvatoare, cum o numesc părinții, în raiul cel de taină, raiul cel adamic, pentru că asta este mănăstirea, și acolo fiind, de fapt, duci lumea toată. Vezi și ce s-a mai întâmplat, pe cine a arestat la DNA, vezi și partida de fotbal, și filmul, nu știu care, telenovelă, și toate lucrurile lumii le-ai dus odată cu tine. De aceea, din acest punct de vedere, mijloacele acestea, fără îndoială, că trebuie folosite cu mare atenție. Eu am avut un învețuitor odată în mănăstire și m-am cutremurat când m-am dus în biserică și trebuia să-i comunic ceva și l-am găsit butonând la jocurile de tabletă. Și nu putea să treacă de pragul ăla. Și a scos una de duh, cum zice. Ghilimele. Și aceste lucruri, odată ce pătrund în lume, în mănăstire, nu fac altceva decât obosesc. Ele sunt duhul lumii. Și prin lumea și nu înțelegem omenirea în ansamblu, ci părinții înțeleg prin acest duh al lumii, lumea păcatului, care se introduce dincolo. Și atunci iată că misiunea aceasta nu este bună pentru un monah. Monahul trebuie să facă un alt tip de misiune și aici am să insist un pic, pentru că este ceea ce am venit eu în seara aceasta să vă pun la suflet. Și anume, misiunea duhovnicească. Dacă monahul este farul călăuzitor, este lumina lumii, cum o numește Sfântul Ioan Gură de Aur, fără îndoială că dacă în sufletul său este un întuneric și nu se curățește pe sine de patim și de păcate, ci mereu îi introduce în sufletul său, iată, prin aceste lucruri și prin acea părtășie neîntreruptă cu mirenii, mare problemă, această părtășie, pentru că îmi veți spune, sau mă veți întreba, bine, dar un călugăr nu se poate mântui în lume, sau un om, un creștin, nu se poate mântui în lume. Da. Dar monahul își alege această cale, care este mai scurtă și mai anevoioasă, dar care duce la Hristos. Ca și calea dumneavoastră pe care ați ales-o, calea căsniciei, calea vețuirii lumii. Acestea amândouă căi duc la Hristos, pleacă din Hristos și se sfârșesc în Hristos. Dacă știm să mergem pe această cale, ne-a bătuți de la drumul mântuirii noastre. De aceea, iată, pe de o parte, noi avem o misiune duhovnicească și aceasta se concretizează în două aspecte pe care aș dori să vi le las în seara aceasta la suflet ca misiune a monahismului în lumea de astăzi. În primul rând este vorba de rugăciune. Știți că aceasta este piatra de poticneală a unui călugăr astăzi. Păi zice, părinte, dar nu sună clopotul în mănăstire? Că nu se duc călugării la... Ei, vă spun eu că nu se duc. Pentru că nu mai are timp să mai vadă episodul, eu știu, nu știu care de... Sau alte... și alte lucruri de genul acesta. M-am dus odată într-o mănăstire, venind de la Roma, eram la studii și am fost primis la o mănăstire de maici. M-a cutremurat ce am putut să vedeți. Nu de mine, pentru că e renumită, să nu vă zâmbesc. Și în seara de Crăciun, la priveghere, din soborul impresionant, nu erau nici 50% la biserică. Și sigur că la predica de la sfârșitul privegherii de Crăciun, am ținut să le spun acest lucru.
A doua zi de dimineață, sigur că a venit cu tot, cu tărci, când spunea, zice, stanița, mai prea cuvioasă, dar sunt mai înșeles bătrâne și neputincioase. Ei, faceți ca la cuviosul Arsenie cel Mare, cere să cu patul să le aduceți. Și a doua zi, sigur că erau cu toate astea, aproape toate, la slujba. Aceea, când te duci într-o mănăstire și vezi că mănăstirea a devenit un fel de fabrică, de produs, tot felul de lucruri, dar care, în care biserica este goală, atunci când se săvârșește la călugărească sau rugăciunea, în general, este un lucru trist. Atunci monacul nu-și mai înțelege cu nimic scopul misiunii sale de pământ. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o comparație pe care o face între împărat și monac, spune așa, când voi dormiți în cetate, datorită neputințelor voastre și multe îndeletnicii, ostenerii pe care o ai în lume să-ți câștigi existența, în locul vostru, în miez de noapte sau în miez de zi, călugării sunt cei care preiau ștafeta rugăciunilor voastre și le înalță permanent către Hristos. Și asta este prima și cea mai importantă lucrare a călugărului. Păi spuneți-i unui occidental astăzi că un călugăr trebuie să se roage. A, păi și când mai lucrează? Îți va răspunde. Păi spiritul pragmatic. Cât ai produs? Aici, monahii nu s-au îngrijit niciodată de lucrurile acestea așa cum se îngrijesc astăzi. Nu s-au îngrijit pentru că Dumnezeu era Cel care îi hrănea atunci când aveau rugăciunea cea de foc. Astăzi rugăciunea nu mai este la modul acesta și călugării nu mai au nici ce mânca de mult. Pentru că fac calcule omenești. Introduc în viața lor monastică tot ceea ce înseamnă logica lumii și privesc tot ceea ce înseamnă buna lucrare într-o mănăstire prin ochii lumii. Adică, mai concret, ne uităm la calculator și punem acolo, introducem toate datele sau luăm pixul și când pui, cum ar zice românul, stampa la pot, cum se spunea altă dată prin popor, nu mai iese. Și nu-ți iese. Și lucrul acesta obosesc atât de mult viața duhovnicească a unei mănăstiri și, cum spuneam, nu poate să dea mai departe sau să transmită monacul ceva mai departe, pentru că el însuși este încurcat cu lucrurile pe care și mireanul le poartă cu sine lui. Un monac trebuie să se rupă de toate acestea și să ajungă cu adevărat să dobândească rugăciunea neîncetată. Fără această rugăciune nu poate să se numească nici pe departe monac. Cine nu se roagă, nu poate să fie numit nici creștin, nici cu atât mai puțin monac. Deci sunt lucruri pe care noi trebuie să le înțelegem fie din perspectiva noastră a monahilor, fie din perspectiva dumneavoastră a creștinilor simpli. De aceea rugăciunea este atât de importantă pentru un monac și el se roagă din dragoste, cum spuneam, față de ceilalți. Dar în aceeași măsură simțim durerea celorlalți. Păi cum să simți durerea? Același Paisie Aghioritu. Citez mai mult din el în seara aceasta pentru că a fost canonizat de curând și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe România a decis în ședința din zilele trecute să fie trecut ca sfânt și în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe. România, vreau să spun. Ei, Sfântul acesta are o carte. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Și tocmai lucrul acesta îl scoate în evidență. Un călugăr, atunci când se pune la rugăciune, trebuie să simtă această durere pentru cei care sunt în lume.
și care din diferite motive nu poate să ajungă la o stare de desăvârșire, la o stare de curățire lăuntrică și care zac în mocirna păcatului, până un călugăr nu simte, de altfel și creștinul, să știți că nu sunt toți, nu simte această durere cu adevărat în sufletul său, nu poate să se numească un rugător. Atunci când simte această rugăciune, durere, simte nevoia să se roage și mai mult. Se smerește pe sine și prezintă situația lumii ca pe propria sa situație înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata dimensiune a rugăciunii pe care trebuie să o înalțe monahul. Și mai este un lucru pe care aș dori să vi-l pun la suflet. Și anume, că n-am amintit aici de predică, de propovăduire, am spus câteva cuvinte doar de reevanghelizare. N-am să ating nici pe departe faptul că un călugăr astăzi trebuie să ia traista în băț și să se ducă asemenea apostolilor și să propovăduiască cuvântul Evangheliei. Deși este de preferat, nu mai sunt misionari călugări de mai actuală. Și e trist. Uitați-vă, Bucovina este terminată. Este plină de sectari. La porțile Putnei lui Ștefan cel Mare. Acolo unde sunt cele mai frumoase mănăstiri și istorice pe deasupra. Și ne întrebăm unde e misiunea? Ce se întâmplă? Dacă a ajuns sectarismul până la poarta Putnei, în județul Suceava arată statisticile peste 30-40%, asta spune mult de misiunea noastră. Nu numai acolo. Și a preoților și a creștinilor. Vindem pe Hristos pentru orice. Ori din punctul acesta de vedere, călugării ar trebui să înțeleagă mai mult. Și aceasta este o componentă, iarăși, a misiunii lor, că trebuie să facă mai multă misiune, nu doar cu cuvântul. Pentru că cuvintele sunt de multe ori neputincioase și cu faptele. Monahul are o predică pe care părinții o numesc tăcută. Predica tăcută a monahului. Sunt scrieri întregi localice despre lucru. Și ce înseamnă predica tăcută a monahului? Înseamnă să vorbească faptele acolo unde vorbele sunt neputincioase. Vedeți, noi vorbim astăzi totul în cifre, în statistici și așa mai departe. Exemplu este cea mai bună vorbă în toate. Monahul face acest lucru prin tot ceea ce el trăiește în viața lui monahal. Când intri într-o mănăstire, spuneam că mănăstirea este rai. Și în rai să știți că nu trebuie să fie dezordine. Dezordinea o creează numai păcatul. Și dezordinea și păcatul rămân la poarta raiului. Sau trebuie să fie la poarta raiului. N-au ce căuta în viață. Așa după cum Adam, cel care a dorit să fie Dumnezeu și n-a fost, așa cântă biserica și poftind să fie Dumnezeu, n-a fost, Dumnezeu l-a scos din rai și l-a lăsat în afară. Rai sunt doar cei care viețuiesc în Hristos, cei care își pun propria voință la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, atunci când în mănăstire pășești și vezi neorânduială, de fapt îți dai seama că acolo nu vorbește exemplu. Și nu mă refer numai la lucrurile acestea, că trebuie să fie o casă din aceea, cu tot ce înseamnă condiții moderne și așa mai departe. Biserica la standarde europenești. Nu știu câte căi de acces,
exit colea deasupra ușii, că vin ăștia și te iau la întrebări și câte norme de genul acesta. Sunt și reguli, fac parte din lucrurile acestea. Nu le discutăm. Dar ce trebuie să se vadă? De la floarea care crește în mănăstire și până la ultimul lucru, tendința monahului de perfecțiune. Spre asemănarea cu Hristos. Acesta este cel mai bun exemplu. Nu în sensul în care mănăstirea trebuie să aibă nu știu ce lux. Pentru că am spus că lucrurile lumii în mănăstire obosesc. Îl obosesc un adevărat monah, doritor de lucrurile duhovnicești. Da. Nu spune nimeni, nu mai facem azi focul în sobă. Putem să punem centrală termică în biserică. E mai bună și mai economică. Dar asta nu înseamnă că trebuie să scoatem lucrurile din firescul lor și trebuie să facem un scop din ele. Ceea lucrurile acestei, iubiții mei frați și iubite surori, sunt cele care definesc oarecum misiunea monahului astăzi. Are, ca să concluzionez, o mare lucrare. Acela de a se desăvârși pe sine și în aceeași măsură de a ajuta pe ceilalți să se mântuiască și numai în sensul acesta putem considera că un călugăr sau un arhism în ansamblul lui și-a îndeplinit misiunea aici pe pământ. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, preacuvioase Părinte Stareț! Era de așteptat, știam, presimțeam și mă așteptam să ne întâlnim și în seara aceasta cu Sfinția voastră, admirând și de data aceasta, ca întotdeauna, sinceritatea debordantă, aș spune, pe care dați dovadă în dialogurile sau în discuțiile purtate, fie în biserică, în cadrul predicii sau unei cuvântări, unui discurs, fie în alte întâlniri frumoase și binecuvântate acolo, la Schitul Măgureanu sau în alte împrejurări, în alte locuri, cu diferiți credincioși sau pelerini, întotdeauna, de când vă știu, am apreciat, dincolo de alte calități pe care le aveți, sinceritatea pe care nu v-ați debarasat, ca să zic așa, niciodată. Și probabil e una din calitățile sau unul din naturile monahului, acela de a fi sincer, de a fi natural, adică de a fi neipocrit, nefățarnic, ci un om sincer, un om onest, un om fără vicleșug, un om care ce are în gușe și în căpușă. Și pentru asta vă apreciez încă o dată și vă mulțumesc în mod deosebit. Mă bucur că la Sfinția voastră, într-adevăr, vorba sună, dar fapta tună, cum spunea Părintele Ilie Cleopa. Și mă bucur că invocați cuvântul Sfântului Isaac Siru, taci tu să vorbească faptele tale. Și de aceea v-am invitat și pentru aceasta vă mulțumim în mod deosebit că ați venit în această seară aici, în mijlocul nostru. Întrebare. Cum se numesc întâlnirile monahilor? Se numesc? Sinax. Întrebarea mea este. Sobor. În acest sobor, în acest sinaxe, la nivelul stareților, ați ridicat vreodată problemele acestea care le-ați spus aici? Ați avut un cuvânt de spus, v-ați zicea, băi, frate, uite, cam așa stau lucrurile. Cum putem să facem noi? Sau nu vi se dă voie, sau vine episcopul și zice, păi, vorbim tema de zi, nu știu ce și nu știu cum. Să știți că monahii, ca să mă înțelegeți așa, sunt armata de genul a bisericii. Și monahii niciodată nu se tem. Și nu se feresc de a spune adevărul. Sperică vorbea din sinceritate. E mai mult decât o sinceritate. Este dimensiunea profetică. Noi astăzi parcă ne temem să mai spunem lucrurilor pe nume. Știți? Să nu deranjezi pe el, să nu mai supere pe cel, da, să nu
Da. Să nu creăm valuri în dreapta sau în stânga și așa mai departe. Nu, ele se discută. Și se discută în termeni și se pune punctul pe ei totdeauna. Pentru că altfel nu putem găsi soluții ascunzând totul sub preș. În punctul acesta de vedere, sigur, întrunirile sunt cele mai constructive, sunt cele în biserică. Cele în mănăstirea în care vețuiește un călugăr. Acolo se pun problemele și de acolo se duc mai departe. Da, se întrunește consiliul unei mănăstiri sau soborul mănăstirii săptămânal sau ori de câte ori este nevoie pentru a discuta atât problemele duhovnicești și cele administrative din cadrul unei mănăstiri. Stareții se adună în sinax, adică în sobor periodic, potrivit statutului vieții monahale de două ori pe an sau cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se întâmplă de genul acesta și ele se tratează. Însă ceea ce aș dori să înțelegeți este că dimensiunea aceasta profetică îi dă călugurul acelui curaj, acel curaj care niciodată nu-l face să dea înapoi. Noi avem destul de exemple în biserică din punctul acesta de vedere. Să știți, dacă este să ne referim numai la criza iconoclastă. Să știți că disputele nu le-au dus preoții din parohia atât de mult sau arhierei din scaunele înalte. De multe ori patriarhii erau în fruntea ereziilor. Din vari motive, nu intrăm acum în detalii. Și călugării simpli, cei care nu aveau niciun fel de frică, de nimic. Dacă e să ne referim la iconoclasm, adică lupta împotriva cinstirii Sfinților Icoane, ei trebuie să știți că în cei peste 100 și ceva de ani de luptă, mănăstirea Studionului din Constantinopol, una din celebrele mănăstiri ale Constantinopolului de altă dată, a fost dărâmată de câteva ori. Și iarăși rezidită. Până s-a ajuns la biruință. Pentru că s-a mers și se merge pe aceeași învățătură a Sfântului Antonie cel Mare, Părintele Monahismului. Când era persecuție în Alexandria din Egipt, Sfântul Antonie cel Mare le spune ucenicilor săi să mergem și noi să luptăm, iar dacă Dumnezeu nu ne va împrednici să mărturisim și să ne luăm cu una muceniciei, măcar să vedem pe ceilalți cum luptă și să ne întărim și să luăm putere. Deci iată că în ambele cazuri călugării n-aveau decât de câștigat. Sigur, poate am zice că în Biserica Catolică este mai multă democrație cu ghilimelele de rigoare, pentru că ordinele monahale nu sunt supuse episcopului locului. La noi lucrurile stau altfel, pentru că episcopul este ales tot din călugări. Numai să dea Dumnezeu ca episcopul să nu spună, cum a spus unul odată când a ajuns episcop, când spunea Patriarhul Teotis, Dumnezeu să-l odihnească, zice, când s-a dezbrăcat de veșmintele arhierești după ce fusese hirotonit, așa s-a desfăcut, împlinit omul, a rostit. Zice, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat de călugăria asta. Din povestea bătrânul patriarh, zice, să știa în tine că l-am urmărit cu mare interes. Chiar a dorit să se scape. Crezând că a ajuns episcop, poate scăpa. Nu. Un episcop, când este îngropat, este îngropat cu aceeași rânduială a monahului. Doar că îi se pune veșmintele arhierești. Restul e aceeași slujbă, aceeași rânduială. Pentru că este chemat această demnitate, la această slujire în biserică, dar nu are mai mult decât harul lui Hristos. Însă ceea ce privește trăirea și slujirea lui, rămâne sau ar trebui să rămână un monah. De când în Biserica Catolică, episcopii sunt aleși dintre preoții diecezan,
adică preoții care slujesc în parohii. Și atunci ordinele monahale nu se supun, ci au un abate acolo, un superior din acela, șef al ordinului, cum vrem să-i spunem, și care dictează de la o margine până la celălalt al lumii, desigur în sinaxă, ceea ce se întâmplă cu ordinul lor. Și acolo să vedeți bubuială. Eu, care am stat ani de zile la iezuiți, îmi dădeam seama că ăștia nu te poți juca. Erau, foiau bine prin cojocul episcopilor de multe ori. Dar noi se mai tem, pentru că oricum episcopul fiind și monac, invocă totdeauna ascultare. Un călugăr trebuie să se teamă totdeauna de Dumnezeu însă. Și se respecte rânduiala bisericii și atunci nu greșește cu nimic, chiar și atunci când îl înfruntă pe episcop. Păi dacă nu are dreptate, nu are dreptate. Nici o problemă. Deci din punctul acesta de vedere, se discută aceste probleme și se caută pentru ele soluții în așa măsură încât monahismul să poată merge înainte și să fie într-adevăr în continuare ceea ce a fost pentru totdeauna icoana vie a trăirii în Biserica lui Hristos. Ia să vedem. Părinte Mihail, dacă vreți să întrebați ceva? Hai față de tău. Dacă vioasă. Dacă vioasă. Mă gândeam. În urma constatării, după discuțiile care se desfășoară în cadrul mănăstirii, dintre credincioșiile voastre, dintre sfințiile voastre, dintre credincioșiile voastre, veniți cu profunde și către erarhii mai mari al bisericii noastre pentru îmbunătățirea sistemului, chiar și în afara mănăstirii, adică respectiv la noi, preoții de mii. Observați, ați observat foarte bine și ați comentat de câteva ori aceste aspecte, că societatea noastră se destructuralizează datorită intervenții din afară, care se vedea făcătoare de bine, dar știți vorba aceea românului, că străinii ca venim și amar ca și perim. Nu vine niciodată cineva din afară să-ți facă ție bine, să-ți simțească locul, să-ți continue tradiția. Și uniformizarea aceea cu care vine, ideea cu care vine, este de a-și îndeplini un scop propriu, meschin, în subsidiar, care nu se vede, nu este la vedere. Ori, cu vioșile voastre care aveți, penetrați în gândire foarte puternică la acestor aspecte de viață, atât în societate, în viața monahală, cât și în cea din afară, gândesc că aveți un cuvânt de învățătură bine întemeiat, cu care puteți să schimbați un pic lucrurile. Ce dacă e legiferat? Ce dacă scrie salutul IBR sau eu știu unde mai scrie niște lucruri? Trebuie să îmbunătățim lucrurile permanent. Mântuitorul ne-a spus clar. Fiți desăvârșiți că Tatăl vostru și Ceresc este. Ori dacă vedem niște lucruri și nu punem punctul de ei, cum a zis Sfinția noastră, nu se schimbă cum vrea Mântuitorul. Și se schimbă cum vrea cineva care vrea să stea bine în sistem. Eu nu vizez acum o persoană sau pe cineva. Vorbesc la modul general de sistem. Adică niciodată trebuie să ne mulțumim că este bine. Și trebuie să facem totul să fie mereu spre foarte bine, spre foarte bine. Și este expresie socială. Da. Da. Să știți că noi nu, și în viața laică, și în viața bisericească, nu trebuie să schimbăm prea multe prin legi și statute. Pentru că ele sunt și regulamente. Ele sunt bune. Și există. Marea problemă este aplicarea lor. Ca și în cazul legilor laice. Păi avem legi de toate, dacă s-ar respecta și s-ar aplica. Cu strictețe. E, că mai sunt și scăpări, adevărat. Să mai fac legi care trebuie să favorizeze pe unii și pe alții, nu intrăm în astfel de discuții. De asemenea, în biserică. Deci s-a lucrat la un nou statut de organizare și funcționare a bisericii. Păi nu e un statut nou.
Nu este ceva nou să ne înțelegem foarte bine. Statutul adoptat de biserica noastră în 2008 este cel din 47-48, din patriarhul Justinian, care trebuie adaptat în unele puncte la cerințele actuale. Și asta ne referim în special la raportul dintre biserică și stat, rolul bisericii în societate și așa mai departe. Deci lucruri de genul acesta. Și care țin de o bună rânduială, pentru că, vedeți, într-o chestie spuneam de dimineață cuiva care m-a sunat din Atos pe o problemă și zice, părinte, ce ne spune Sfinția voastră? Legat de aici, doi călugări în instanță pe o proprietate. Proprietate. Să ceartă călugării pe apartament, deci pe casă, poate. Mai pe românești. Mai pe înțeleg. Și atunci am spus, zic, da. Zic, duhovnicești, știm ce înseamnă asta. Excludere din monahism și așa mai departe. Dar zic, întrebarea mea este următoare. Cum instanța laică a primit un astfel de caz, atâta vreme cât regulamentul pentru organizarea și funcționarea vieții monahale este aprobat și publicat de către guvern, pentru hotărâre de guvern, și este publicat în monitorul oficial. Deci are litere de lege. Deci acolo e prevăzut clar. Doi călugări n-au ce căuta în instanță. Atâta vreme cât civilă. Acolo dacă ai ceva, te duci la consistoriu, să rezolvă pe căile cu ierarhii sfinte bisericești și să trage linia și să vede cu adevărat vinovat. Și este un lucru trist când se ajunge din punctul acesta de vedere la astfel de chestii. Eu zic că nu problema legilor este cea stringentă la ora actuală, nici în cadrul monahismului, nici, ci problema aplicărilor. Și atunci, din punctul acesta de vedere, noi trebuie să luptăm cu toții. Să punem cu toții umor, atât călugării și asta. Și să știți că sunt călugări mărturisitori. Dar când ești un mărturisitor al adevărului lui Hristos, trebuie să te pregătești totdeauna de lupte și de martiriu. Pentru că, mai ales în lumea de astăzi, sigur că deranjează. Și atunci ești văzut ca un fel de extremist care tulbure apele limpede și clare ale bisericii și nu știu ce mai. Bun, asta vă spuneam mai înainte. Să știți că există o opoziție cu ghilimelele de rigoare, să nu se înțeleagă altfel decât în contextul acesta unui lucru constructiv în biserică. Și vă spuneam că monahii totdeauna au făcut balanță dreaptă de multe ori ierarhie care nu luau mai razna. Că n-au luat-o toți. Noi avem atâția patriarhi, atâția episcopi, atâția mitropoliți, atâția înalți funcționare bisericii care sunt sfinți și au trăit în sfințenia bisericii. Dar, pe de altă parte, ne întoarcem la lucruri concrete. Ce a pățit Sfântul Ioan Gură de Aur? De unde îi se trage toată suferința? Nu pentru că este anul modelelor de misiune în biserică. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, fără îndoială, este un model prin excelență a ceea ce înseamnă păstorul de suflete. Păi a tras o răb de tot. Exil. De ce? Pentru că și-a permis să se ia de împărăteasă. Și de prea puternicul Eutropius, care era prim-ministrul împăratului Arcadie. Și s-a dat la gâtul împărăteasei, cum am zice astăzi. Ei, aici este problema. Mai avem noi curajul să ne luăm de unul de genul acesta care vezi că face neorânduială peste tot? Uitați-vă, eu am urmărit cu deosebit interes o nuntă din aceasta făcută cu mare fast. Am mai spus-o odată. Dar am să o repet până intră în cât mai multe urechi. Și cu sunet făcută și cu trâmbiță nu s-a discutat nimic de divorțul acelei persoane care acum se recăsătorea două oară, lăsându-și fără niciun fel de motiv decât desfrânare soția și cei doi copii și căsătorindu-se copițicoancă din asta mai tânără și așa mai departe, ai bănuiesc că s-a căsătorit și se vede astăzi că dacă urmărești cazul, nu poți să nu vezi asta. S-a căsătorit nu cu ăla, ci cu banii lui. Așa și biserica
Urmărind și aceasta, ce a făcut biserica? A adunat Sfintele Soboare și a făcut o slujbă ca în povești. Ei, nu este vinderea lui Hristos pe un pumn de bani? Atâta vreme cât canoanele bisericii prevăd foarte clar și limpede pentru toată lumea. Cununia a doua nu este taină. Toate rugăciunile pe care le citim în molitfelnic la a doua nuntă sau la a treia nuntă, pentru iertarea păcatelor, are dimensiune penitențială, se numește biserica. Să nu ardă în focul păcatului și atunci biserica dă această binecuvântare. Și mai spune un lucru în canoanele bisericii, nu se face cu fast. Nu se face cu fast. De ce nu se face cu fast? Tocmai pentru a nu încuraja păcatul. Și nu a fost nimeni acolo să spună și să explice. Dar, na, cum, ca la orice lucru monden, s-au dus jurnalistele de la gardul babelor. Și le-au luat interviu acolo și le-au întrebat, zice, cum vă place? Și o mamaie, prin gura ei a vorbit atunci Duhul Sfânt. Prin gura ei a vorbit Duhul Sfânt. Ce, zice, nu vedeți? Cum și-a lăsat desfrânatul ăsta copiii și nevastă. Și toți aleargă acolo, ca la un mare exemplu de moralitate. Pentru ce a suferit decapitare Sfântul Ioan Prorocul, că vorbim de dimensiunea profetică, nu ți se cade ție să o ai de nevastă. Deci acest lucru trebuie să-l reținem fiecare dintre noi în slumpă, cu atât mai mult clerul, care trebuie să fie mult mai atent la ce face. Cine îndeasă în buzunar în astfel de cazuri sau calcă pe Sfintele Rânduieli, pe canoanele bisericii, pe barba lui o face. Să fim înțeleși. Dar mai e problemă, că... Deci, să dau ordine de sus, da? Botezul să se facă prin afundare, da? Și acum de curând, vorba la care spune că trebuie să facă prin afundare, îi pleacă în capul chinului. Eu cum să mă mai lupt cu creștinul care zic, păi, părinte, n-ai văzut la televizor cum să face botezul, bine, nu-i nești copil? Chiar ieri, la Stars. Sunt... Cel care îmi spune mie să-mi fac prin afundare, îi pune apă în cap. Une mai spui, nunta nu se face în post. Și nunțele se facă în post, cu episcop. Și cu așa. Ei, nu trebuie să fim niciodată... Acolo sunt, probabil, și cazuri din acestea mai excepționale, dar ele trebuie făcut, cum v-am spus, trebuie făcute fără... În smerenie, în pace și liniște, fără asta, pentru că ce oprește săvârșirea tainei căsătoriei în post? Păcatul. Că de obicei oamenii nu s-abțin. Mâncarea, băutura și toate celelalte distracții. Asta oprește. Și a partea cealaltă îngrădește biserica aici. Prin canon. Nu partea... Da, sunt și cazuri și cazuri. Și eu m-am dus și am făcut botez prin stropire. Dar acestea se fac în regim de urgență. Întrebați-i pe preoții din maternități, din, sau sunt chiar acasă, ori se face un botez și sunt cazuri de genul acesta în care trebuie să ții cont și de recomandarea medicului. Și eu am făcut lucrul acesta și la o maternitate când te duci și este născut un copil prematur și este într-un incubator din acela, păi nici nu poți să desfaci incubatorul, stropești practic cu apă, rostind formula incubatorul, pentru că copilul n-ai cum, că dacă l-ai scos de acolo, a murit. Din mediul acela steril și din rânduiala medicală în care este. Și se completează, după cum știm bine, restul. Sunt cazuri peste care putem trece și trebuie să fim îngăduitori, dar v-am spus, nu trebuie date ca exemple lucrurile de genul acesta. Ele se fac în pace și în liniște, cu sobrietatea cuvenită unui astfel de lucru, pentru că dacă este făcut cu fastul de care vorbim, atunci e doar drept model. Vreau să vă spun, și eu am avut cazul și mi-a insistat, în mod deosebit,
părinții și părinții nu, nu așa. Zic, da, vin cu o singură de... L-am întrebat de ce. Bun, singura condiție. Nu fotografiez și nu filmez momentul acesta. Ești de acord? Păi cum? Păi atunci. Asta nu o să fac treaba. Da. Deci nu filmez și nu fotografiez, ci îl botez așa cum cere. Ai pretenții așa? Atunci lasă-mă că atunci când te-am dus că a văzut camera, zic gata, am și făcut cum trebuie. Nu se poate. Noi trebuie să facem, să evaluăm foarte clar. Că așa a fost de la trebuie. Atunci, da, niciun mod trebuie să faci, el trebuie și foarte bine evaluat. Copilul acela are într-adevăr niște probleme și atunci cu cameră, fără cameră, el întâlnit să bine, dar nu avea niciun problemă. Deci, dar când nu trebuie să-l faci, apoi nu-l faci nici cu cameră, nici fără cameră. Așa. Asta este. Părinte, revenind puțin, înțeleg definiția prin excelență, una scurtă, dacă vreți, în rezumat, pentru un monah, este omul luptător care trebuie să ajungă biruitor în Hristos. Apropo de luptă. Întrebarea mea este, pentru că sunteți stareți unei mănăstiri urbane, în mijlocul Bucureștiului. Înainte ați fost mulți ani slujitor și eclesiar la altă mănăstire, care și statut de mănăstire, Catedrala Patriarhală. Vedem avalanșa, dacă vreți, de pelerini și credincioși ce vizitează mănăstirile noastre, și cele din oraș, și cele din zonele rurale. Vin eu să vă întreb, în condițiile în care mari părinți duhovnici, duhovnicești, au plecat la Dumnezeu, e greu să se refacă sau să se asigure legătura, dacă vreți, succesiunea între mari părinți duhovnicești plecați și alți părinți duhovnici care să-i urmeze, care să vină după ei, să se creeze această legătură. Asta e o problemă. Dar eu altceva aș vrea să întreb. Care ar trebui să fie? Pentru că mulți credincioși merg în aceste mănăstiri, dar merg cea și se întorc hăis, din păcate. Care ar trebui să fie, în scurt, dacă vreți, atitudinea, comportamentul sau raportul credincioșilor cu aceste mănăstiri sau în aceste mănăstiri cu viețuitorii? Părinte care se instruiască să facă acest lucru în mod permanent. Dom'le, vii la mănăstire, îi aștepți pe pelerini, te ocupi de ei, de vorbești. Părinții ghizi. Nu ghizi. Nu, mai mult decât ghizi. Ghidul îi ghizi spune partea... Dar care ziceți că ar trebui să fie... Ar fi bine așa să pregătească. Paternitatea duhovnicească, că de ea vorbim aici, nu poate fi impusă la un anume părinte care se ocupă de pelerini, de credincioși sau așa mai departe. Sigur, de obicei, de pelerini și credincioși care pășesc pragul unei mănăstiri, acolo unde sunt suficienți preoți, o face preotul de rând, de obicei, sau chiar un preot rânduit în acest sens, care este un duhovnic mai experimentat, un om care cunoaște problemele lumii și un om care are și oarecare stăpânire de sine în ceea ce privesc problemele, patimile și tot ce înseamnă lucrurile acestea. Da. Pentru că poate să-l tulbure pe un monah foarte mult și mai ales pe unul care nu este curățit duhovnicește, de anumite patimi și păcate, și să-l tulbure foarte mult. Ei, să știți că în situații de genul acesta, părinții nu te absolvă de această responsabilitate a purtării jugului celuilalt din lume. Este celebru caz din Pateric, Patericul Egiptean, când era preotul care săvârșea botezul femeilor. Și se duce la avă și se întreabă ce să fac. Pentru că mă chinuie diavolul de sfârări. Și atunci, sfătuindu-se cu ceilalți, părinții au decis. Încearcă să te stăpânești, dar să faci și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, desigur, atunci preoții erau foarte rari. Când e să ne raportăm la perioada Sfântului Antonie cel Mare, cunoaștem din rândul călugărilor 3 episcopi.
Sfântul Atanasie cel Mare, plecat din rândul monahilor, pe Ava Amonie, care era episcopul Litriei și încă unul dintre ei, și foarte puțin preoți, Daniel preotul Bunoară sau Isidor preotul Schitului, cum este numit. Deci, din punctul acesta de vedere, nu erau clerici cât avem noi într-o mănăstire astăzi. Sunt Sfintele Soboare acolo adunate de multe ori și e frumos, dar trebuiește căutat fără îndoială, trebuiește căutată o persoană care să nu aibă probleme de genul acesta. Că sunt mulți pe care diavolul tulbură astfel de patim și fără îndoială că trebuie să luate măsuri din punctul acesta. E foarte greu. Noi nu suntem la catolici. Catolicii au acolo ăla care se ocupă de exorcizare și face școală cu dânsul și o duce la cursuri de exorcizare. Și cum harul ar fi lucrător numai la ăla care citește respectivele rugăciuni și așa mai departe. Important este, ca și principiu de bază, ca cel care săvârșește pentru cei din lume o lucrare duhovnicească, adică dă un sfat, o povață duhovnicească, să fie un om priceput, să fie un om duhovnicesc și care, la care patimile să fie oarecum strunite bine. Să nu-l pună în pericolul de a-și părăsi mănăstirea sau de a se tulbura din cauza celor care vin în mănăstire. Și acest lucru, am spus, numai aceștia o face. Sigur, această povățuire, paternitate duhovnicească, cum vrem să o numim, încetează sau raportul monahului cu lumea atâta vreme cât monahul poate să facă lucrul acesta sau, mai concret, mai profund, cât lumea ascultă de sfatul. Restul, dacă se lovește de îndărătnicia omului, trecem la ceea ce am spus, rugăciune mai multă. Și iarăși îl citesc pe cuviosul Paisia Ghiuritu. Am spus în seara asta, îl cităm pe el. El se ruga de ucenici și de cei care treceau pragul mănăstirii. Ce, lăsați-mă să vă pomenesc eu înaintea lui Dumnezeu. Adică prin rugăciune. Și să n-am nevoie de rugăciunile voastre. Și un monah se poate folosi de rânduiala unui creștin. Eu să știți că de foarte multe ori m-am folosit de cei care pășeau pragul mănăstirii. Și pot să spun că am avut creștini din aceștia înțelepți, am cunoscut foarte multe persoane din aceste, de care te folosesc mai mult decât la trei duhovnici. Pentru că Dumnezeu lucrează și pune cuvânt de mângâiere și pe limba, pe buzele unui simplu creștin trăitor. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să căutăm cu adevărat. Ei că nu există o continuitate sau așa, nu mai vedem noi pe scena vieții noastre duhovnicești, mari duhovnici, cum au fost cei de altă dată, este adevărat. Dar sunt destui și să știți că cei care sunt, nu se arată ușor. Nu se arată pe de o parte. Pe de altă parte, oarecum scade și nivelul acesta duhovnicesc al marilor trăitori. Pentru că spuneam aici de marele probleme cu care ne confruntăm astăzi. Lupta cu lumea. Dacă este să ne aducem aminte ce discutau părinții patericului în pustie, se întreba odată cineva, zice, ce facem noi aici trăind în această pustie? Și răspunde ceva, poruncile lui Dumnezeu împlinim. Dar cei de după noi, nici la jumătate măsurii noastre nu ajunge. Dar și din aceștia, mulți se vor mântui dacă vor avea răbdare. Și răbdare înseamnă să fii tu, în primul rând, atent cu tine și răbdător cu propriile ispite, pentru că diavolul, să știți că împinge și pe călugări atunci când nu mai scapă și îl sâcâie satana mereu cu câte un lucru, să-și piardă cu adevărat răbdarea
și să nu mai fie statornic în ceea ce a făgăduit înaintea lui Dumnezeu, dar și cu cei care vin în lume, din lume. Să știți că nu este ușor să porți povara aceasta a unui creștin care îți pășește pragul mănăstirii și vine la tine bunoară să-ți ceară un sfat sau să se spovedească. Să se spovedească. Nu-ți mai trebuie să citești jurnalul sau să te uiți la știri. Îți face, îți aduce tot în toată revista presei. Să zicem așa. Și fiind mănăstirea, mai ales cele din oraș, ele sunt focare de misiune și sunt în oraș. E altceva față de o mănăstire dintr-un sat. Da, credincioșii cum trebuie să se raporteze la mănăstire? Când ați spus raportul monacului la părinților cu creștinii, cu credincioșii, dar invers, cum trebuie să fie? Păi cum trebuie să fie? Cu bună cuviință. Și atunci, atâta vreme că este cu bună cuviință și te-ai dus nu cu alt duh, te-ai folosit. Dacă te duci cu alte duhuri, atunci nu, să știți că se duc și cu altfel. Îmi spunea odată un călugăr la spovedit și era și preot, dar foarte tânăr, însă destul de atent la ce se întâmpla cu starea sufletească, mă mărturisește odată, zice, știți, părinte duhovnic, vine cu tare. Zic, că vine nu e nimic rău. Ei, dar zice, să vedeți cu ce duc vine, aici trebuie să aud. Cum s-ar spune, spune-ne nouă mai tălare. Îi zice, s-a oferit să-mi iau un telefon din ăla scump, că nu mă aude bine când vorbesc la telefon. Dar de ce îi răspund la telefon? Păi zice, mă sâcâie de nu știu câte ori pe zi și zice, prefer să răspund prima sau a doua oară și îi spun, bine, de acolo lasă-mă, ne mai auzim peste nu știu câte zile. Că altfel zice, insistă de nu mai e liniște. Și zice, dar simt eu că lucrurile nu sunt curate. Zic, dar de ce? Păi uitați ce mi-a propus. Ce lucruri indecente. Așa de telefon. Nu. Pentru telefon. În general, pentru... De ce pășea pragul mănăstirii? Și fără îndoială că în astfel de situații, un mirean, om din lume, nu înțelege cu adevărat ce se întâmplă. Sigur că și spuneam că și călugării din multe ori greșesc și caută prieteșugul celor din... I-am dat canonul unuia dintre călugări, nu de mult, tocmai pentru faptul că eu auzeam din sat, cum se spune, ce se întâmpla cu problemele lui din mănăstire. Și da, un stares mai era antene, știți cum se spune. Și mă avertizează un creștin mai bun și mai serios. Zice, vedeți că se clatină. Păi zic, cum așa? Și zice, uite, zice. Și mi-am dat seama că erau problemele. Din punctul acesta de vedere, vă rămâneau un mirian, un laic, trebuie ținut la poarta sufletului unui călugăr, nu în sensul rău. De a nu înțelege, de a nu asculta, de a nu ajuta. Și în sensul acesta în care am spus că un monah este un lucru a fiorisitului Dumnezeu, nu-i pentru lume. Amin. Da. Și cine înțelege lucrul acesta, mai poate păși a doua oară. Dacă nu, nu mai este primit în mănăstire. Să știți că se dă în consemn. La poartă, nu la frontieră. Rânduială. Sunt și astfel de cauze. Vorbiți-ne puțin despre Schitul Măgureanu, unde sunteți stareți. Ce să vă mai spun? Că v-am spus și data trecută pe de ceva. Dar sunt și persoane noi care n-au fost alături. N-am luat coordonatele. Da. Sigur, este situat lângă parcul Cișmigiu, de aceea am întârziat în seara asta, în bulevardul Schitul Măgureanu, care pleacă de la liceul Lază și merge până sus la Timpenii Vodă, acolo. E cu sens unic. Cei de la taximetrie e greu să, dacă nu sunt prin zonă, să se întoarcă, că n-au pe unde și cum să nu te lasă acolo, să știți.
Deci este lângă parcul Cișmitiu, într-o zonă frumoasă, liniștită. A fost un vechi așezământ monahal, datat prin a doua jumătate a secolului al XVII-lea, pentru prima dată. Însă, după aceea, transformat din mănăstire de călugări, mănăstire de maici, după aceea în biserică de parohie, odată cu secularizarea averilor mănăstirești la 1863 și până în 2011, spre 2012, când s-a trecut 2009 ca și decizia Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar, în fapt, reorganizarea a durat până în 2012. Și s-a decis, după ce a fost mănăstire de maici, iarăși, de un an și ceva, s-a schimbat din nou pe taici. Iar vă spun că sunt multe lucruri de genul acesta până se așează și oarecum riscate în acest punct de vedere. Dar mănăstirile din oraș, în general, așa cum este și Sfântul Măgurean, au o misiune specială, fără îndoială. Că misiunea aceasta este legată de ceilalți din lume. Noi nu avem parohie. Și nici nu trebuie să avem parohie. Nu săvârșim curmii, nu săvârșim botezii, mormântări. Astea le faceți la parohiile dumneavoastră. Dar participă atât credincioșii din cartier, cei care doresc să vină la scurte. Care e programul? Săvârșim de dimineață, începând cu ora 8, Crenia și Sfânta Liturghie în fiecare zi. Iar seara, Decernia și Paraclisul. Nu punem toate laudele, pentru că suntem puțini. Suntem nu viețuitori, supraviețuitori. Nu vă rugați, nu vă rugați, nu vă rugați. Da. Cum ne spunea prea fericitul pe Daniel, că a întrebat odată câți viețuitori sunt. A, zice, mai, zice așa, până într-o sute. Sau mai puțin de 100. Erau câțiva. Sigur, sunt multe mănăstiri de genul acesta și de aceea vă spuneam că probabil că vom ajunge și să dea Dumnezeu să mă înșel. Mi-aș dori lucrul acesta. Probabil vom ajunge să ne gândim în 10-20 de ani de acum încolo ce vom face cu anumite mănăstiri. Nu? Nu? Vom fi viețuitor pentru Dacă mergem în ritmul acesta. Un cuvânt duhovnicesc de încheiere, de rămas bun, așa? Mai veniți, dacă vă mai chemăm? Îngăduiți-mi de la curioasă. Așa cum simțiți curioșia voastră cursul lumii, ați și mers în alte locuri. Încercam să întreb. Reformulez. Dumneavoastră, Părinte, aveți o bogată experiență și trăire în lumea care o avem. Cum ați, dacă mi îngăduiți această întrebare, cum ați perceput cursul preacuvioșia voastră de până acum și cum credeți că ar fi posibilă vreodată, sau dacă ar fi vreodată posibilă, acea reformă la care deja am cursit în mintea omului, de reunificare a religiei? Bisericilor. Omul este greu. Cred că știu ce am de spus. Și nu mă dau înapoi. Să știți că unitatea este darul lui Dumnezeu pe care l-a lăsat biserici. Dar pe care noi, biserica, aici, generațiile de dinaintea noastră, nu au fost în stare să-l păstreze. Ne rugăm până astăzi pentru unirea credinței, mai concret, mai teologic, unitatea credinței. Noi nu ne rugăm pentru unire. Unirea, așa cum o înțeleg greșit mulți dintre confrații noștri de astăzi, este lucrarea omului. Sigur că nimic nu se săvârșește în afara voinței umane.
Dar în ceea ce privește unitatea, ea nu poate să se bazeze decât pe învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum este cuprinsă în învățătura noastră de credință, deci în Sfânta Scriptură și în învățăturile Sfinților Părinți. Ca urmare, eu optez nu pentru o unire a bisericilor, ci pentru o revenire a bisericilor, a celor care au plecat din staurul bisericii, să revină înapoi. Acesta este lucru pe care trebuie și la care trebuie să ținem. Pentru că mulți sunt ispitiți să mai zic azi, da, e mai ușor să mai lăsăm de la noi, să nu mai lăsăm. Ei, nu ai ce lăsa. În cererea de lui Hristos, nu ai ce lăsa. Ori ești, ori nu ești. Păi ce ar fi făcut Sfântul Atanase cel Mare după Sinodul I Ecumenic din 325 dacă ar fi renunțat la termenul de o ființă? Mărturisim simbolul de credință. Adică egalitatea Fiului cu Tatăl. Și s-ar fi zis, așa cum ar și-a dorit-o chiar Împăratul Constantin la un moment. Oposit și el de atâta lupte în biserică, a zis, hai Domnule, mai lăsați-o, mai încetul, știți, hai, mai întrucești-o pe acolo. Și Sfântul Atanase cel Mare nu a renunțat la termenul de o ființă. 5 exiluri a suportat pentru asta. 2 de la Împăratul Constantin, pentru asta, și 3 de la ficiorii săi. De la ficiorii lui. Gândiți-vă, dreapta credință nu stă mulțimea care mărturisește ceva pe lângă adevărul lui Hristos. Dreapta credință și va exista biserică atâta vreme cât există Hristos și unul credincios în biserică. Unul singur. Atâta vreme va fi biserică. Înțelegeți? Adică când Hristos nu rămâne singur. Acum poziționarea fiecărui, de această poziționare, de fapt, ține mântuirea noastră. Încât eu nu privesc nici cu un fel de îngăduință lucrurile, lucrările lumii de astăzi, în ceea ce privește ecumenismul, prost înțeles. Nu contest în aceeași măsură că dialogul trebuie să existe. Și eu am făcut lucrul acesta cât am stat la Roma, gândiți-vă că am mâncat ani de zile la aceeași masă cu frații noștri catolici. Pizza. Și ce-o mai pus acolo pe masă? Era bună. Și vă dați seama că erau discuții interminabile din punctul acesta de vedere. Dar era o îmbogățire reciprocă din acest punct de vedere. Până nu te pui la masa dialogului, că vedeți că foarte mulți invocă canonicitatea bisericii. Cu ereticul să nu stai de vorbă, cu ereticul să nu mănânci, cu ereticul nu știu ce. Păi dar dacă nu stai de vorbă, cum ajungi la unitate? Păi nu trebuie să vezi, nu s-au adunat părinții în sinoade, nu s-au adunat părinții în dezbate, nu făceau comisii, nu făceau tot felul de întuniri, tocmai pentru a demonstra care este adevărata învățătură de credință și cum trebuie să procedeze în astfel de situații. Și o a spune că s-au făcut pași mari înainte din acest moment. Mă uitam bunoare pe documentul de la Ravena, un lucru mai greu de înțeles pentru dumneavoastră, dar documentul de la Ravena din 2007, unde s-a ajunsese la un moment dat într-un mare impas în ceea ce privește dialogul dintre Biserica Catolică și cea Ortodoxă. Tocmai pe primatul papal. Are unul dintre punctele sensibile ale Bisericii. Sau în ceea ce privește unitatea Bisericii. Dar s-a ocupat și acolo. Pentru prima dată de la schismă, Vaticanul a acceptat o discuție, un dialog, pe tema aceasta. Pentru prima dată. 1000 de ani. Și au cuprins în documentele acestea de dialog să se vadă care este rolul episcopului în eparhia lui, care este rolul mitropolitului
în mitropolia lui și a patriarhului și a papei în cadrul pentarhiei, adică a celor cinci scaune tradiționale, istorice, să le numim așa. Pe unde ați auzit lucruri de genul acesta până mai de une, să spun? Nu, acolo era limpede. Papa este și nimic mai mult. Atât. Deci, din punctul acesta de vedere, zic că s-au făcut pași mari. Și ei își dau seama că nu mai merge cu mentalitatea aceea și cu discursul evului mediu. Lumea înțelege. Aici sunt alte limiți. Dar să dea Dumnezeu să nu fie pierdere de timp. Pentru că dacă este pierdere de timp, și eu îmi găsesc rău cu acela. Adică să ne rugăm mai mult pentru unitatea Bisericii și atunci, fără îndoială, că mărturia aceasta pe care trebuie să o aducem legat de viața credință va fi una puternică și va răscoli conștiințele și, în aceeași măsură, cred că va duce la un rezultat bun pe acest lucru. Restul celelalte, sigur, nu putem să vorbim de o unitate a religiilor, ci de o cooperare a lor. Uitați cum este problema aceasta de astăzi, a terorismului. Mai trebuie trași și cum frații musulmani. Băi, fraților, nu mai merge. Tot spuneți voi că nu aveți acolo jihad. Dar e jihad. Nu este, dar este. Pentru că, sigur, este un fundamentalism prost înțeles, interpretări greșite. Dar, în primul rând, noi trebuie să-i facem pe ei să le explice lor că nu asta este bine. Și că asta este o mentalitate tipică evului mediu, când punea mâna pe sabie și trebuia să biluiască ora la acolo, dilatați-o Imperii Cristi, cum se spunea tot în perioada respectivă. Mărirea sau lăcirea împărăției lui Hristos până la marginea Pământului. Același lucru spuneau și ei. De aceea au și fost atâtea războaie din acestea. Păi astăzi avem alte pretenții că înțelegem lucrurile într-o altă dimensiune. Că nu se spun lucrurilor până la capăt și nu se cooperează așa cum ar trebui să vede în ceea ce privește martiriul creștinilor din Orient. Zeci și sute de mii de creștini care și-au părăsit casele, zeci și sute de mii de creștini care au fost martirizați deja și au mărturisit pe Hristos, cu ce sunt mai prejos aceștia decât cei de altă dată? A, că cei care guvernează astăzi și reprezintă interesele omenității la ora actuală, așa, au preluat ei standardul de la cine l-au preluat, nu știm, dar și l-au pus bine în mâini și vorbesc în numele tuturor, iar dacă nu te aliniezi la standarde, cum se numește, nu mai faci parte din același club select al democrației. Care democrație? În punctul acesta de vedere, să ne lămurim că nu se spune nimic. Unde auziți să vocifereze Statele Unite ale Americii pentru drepturile creștinilor din Siria? Nu. Toată ziua arborează drapelul homosexualilor. Și ne intoxică de dimineață până ne-l bagă pe gât, așa, că vrem, că nu vrem să gustăm. Ce face Uniunea Europeană din punctul acesta de vedere? Și nu știu. Deci, iată, și dimensiunea misionară pe care noi trebuie să o avem atât monahii, cât și dumneavoastră creștinii din lume. Dar, sigur, monahismul este lovit cel mai mult. Vă aduceți aminte, și nu discut cazul Tana, discut reacțiile la adresa monahismului de după. Cum se striga de la tribuna Parlamentului European de către un ilustru europarlamentar? Că România trebuie să scape de ciorile care au împânzit pădurile ei, adică noi. Asta. În apus s-au rezolvat-o mult mai ușor și mult mai simplu. Iar îl cităm pe cuviosul Paisie Arghiorito. Care, referindu-se la, totuși, dacă mai are ortodoxia ceva de oferit lumii de astăzi, dădea cazul reformei
într-un mod foarte plastic, simplu, dar foarte prăvinzător. Și spunea așa, zice, păi când a venit reforma și mai ales după aceea renașterea italiană, ce înțelegeau ei din picturile bizantine? Nu înțelegeau nimic, au dat, cu sapa dădeau jos. Eu am văzut lucrurile acestea în Occident, te ia mila să vezi cum au buceardat, cum se numește în termeni de specialitate, poate sunteți aici constructori, adică au lovit din loc în loc ca să facă priză pe stratul de pictură cu tencuiala cu care au acoperit freștele. Și acum, sigur, dându-se seama de valoarele lor, au trebuit să dea jos, dar au rămas așa, fără sparte din... Te ia mila să vezi ce au putut să facă. Și spunea cuviosul Paisia Aghioritu, așa au făcut acolo. Dar a venit vremea când astăzi își dau seama de valoarea lor, însă nu le mai iau. Noi trebuie să conservăm tot acest patrimoniu ca mâine, când sperăm că le mai veni mintea la cap la unii și la alții, să avem cu adevărat ce să oferim. Este nevoie astăzi și de un spirit de conservare în ceea ce privește misiunea pe care o avem de îndeplinit. Pentru că noi nu lucrăm pe termen scurt. Adică am făcut biserica asta, nu ne mai interesează ce facem cu dânsa mâine. Se lucrează în creștin, lucrează în veșnicie. Biserica este făcută pentru veșnicie, pentru că în ea se mântuiesc credincioșii. Dumneavoastră n-ați lucrat aici pe pământ doar, ci ați lucrat și în cer, la mântuirea sufletelor dumneavoastră când ați construit biserica aceasta și la mântuirea celor care vor veni după dumneavoastră și se vor ruga în această biserică. Este de adevărata dimensiune. Nu ne putem privi așa, separat și să le lăsăm într-o stare de lăsare permanentă. Adică numai la voia lui Dumnezeu. Lucrează Dumnezeu, că te întreabă și pe tine ce faci. Dacă nu ești tu conștient de ce ai de făcut, Dumnezeu nu are mâini. Mâinile sunt voința noastră, care Dumnezeu lucrează în lume și tămăduirile și minunile. Pentru că suntem într-o perioadă deosebită, specială a postului Sfinților Apostoli, acum în încheiere adresați-ne un cuvânt duhovnicesc de rămas bun, promițându-ne oarecum că veți mai veni când vă vom mai chema. Dragă inimă, cu dragă inimă, să dea Dumnezeu să avem timp. Ce să vă spun? Sigur, suntem în perioada de post, acum, postul Sfinților Apostoli. Postul este o mărturisire faptelor noastre. Nu numai în interiorul sufletului nostru. Nu numai pentru liniștirea patimilor noastre, ci și pentru cei din jurul nostru. Și cred că în această perioadă de post ar trebui să medităm mai mult la adevărata dimensiune pe care o are misionară, pe care o are biserica astăzi și să fim pentru confrații noștri, noi cei de mănăstiri, pentru dumneavoastră cei din lume, dar și dumneavoastră cei din lume, sprijin și ajutor. Ca astfel cu toții să ne mântuim. Amin. Vă mulțumim din suflet. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom reîntâlni la alte seri duhovnicești, dacă Dumnezeu va rândui din mila Lui cea sfântă și prea binecuvântată în toamnă. Din septembrie încolo. Până atunci, o vară frumoasă și o vacanță parlamentară. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacuviasă, Părinte Stareț, binecuvântați. Noi este Dumnezeu cu
al său har și a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă invităm la o poză. La poza, la binecunoscuta poză de grup tradițională pe care o face.